Vorbim acum despre o poveste sfâșietoare. O tânără din Argeș s-a stins din viață la doar 27 de ani după o luptă cu o boală necruțătoare. Întreaga familie este în stare de șoc. Mai multe informații aflăm de la colega mea, Iulia Ruxanda. Bun găsit tuturor! Dramă fără margini pentru o familie din județul Argeș, după ce o tânără în vârstă de doar 27 de ani a fost găsită fără suflare. Andreea a pierdut lupta cu o boală nemiloasă, iar pentru ea nu s-a mai putut face nimic pentru a fi salvată. În urmă cu 3 ani de zile, tatăl ei a murit, însă cu toate acestea și-a găsit alinarea în brațele unui bărbat cu care urma să-și petreacă tot restul vieții. S-a căsătorit în urmă cu 3 luni, numai că boala a răpus-o și nu s-a mai putut bucura de viața de familie alături de soțul ei. Tânăra era din localitatea Priboieni, era singură la părinți, iar după pierderea tatălui său, a fost singura bucurie, dar și consolare pentru mama ei, care acum este, iată, nevoită să-și conducă pe ultimul drum unica fiică. Andreea absolvise facultatea de litere, iar vestea tragică și mult prea devreme a morții sale i-a șocat pe toți cei apropiați, care au transmis acum zeci de mesaje de condoleanțe familiei îndurerate.